ați revenit pe canalul meu. Astăzi vine a doua parte din filme de Crăciun și da, știu, a trecut Crăciunul, dar eu consider cât timp este iarnă și încă poate să ningă sau ninge sau aveți deja zăpadă, puteți să vă uitați la filme de Crăciun, pentru că sigur nu o să vă uitați la toate pe care vi le spun de Crăciun. Și nu am filmat acest videoclip pentru că am văzut unele filme chiar de Crăciun. Și da, știu, în videoclipul de prima parte m-am repetat cu două filme de anul trecut, dar am considerat că trebuie să vi le spun ca să vă uitați din nou la ele, adică să vă uitați la ele dacă nu le-ați văzut, pentru că sigur nu o să vă puneți acum să căutați videoclipul meu vechi și să vă uitați la ce filme am spus acolo, dar sunt și acolo foarte multe filme faine, așa că vi le las aici sus la... aici? Nu, aici? Nu știu exact, undeva aici sus și în descriere și vă las și prima parte a filmelor de Crăciun de anul acesta. Bine, nu sunt toate de anul acesta, dar anul acesta vi le-am spus. Și acum voi continua cu niște filme. Sunt câteva pe care am vrut să le repet din nou, dar nu o să fac greșeala asta, nu. Vă las să vă uitați la el pentru că am vorbit deja despre filmele astea în videoclipul vechi de anul trecut. Așa că să dați click pe el să vă uitați. Deci haideți să începem. Primul film este vorba de Un prinț de Crăciun. Aici m-aș fi repetat, dar nu o să vă zic despre prima parte mai nimica, pentru că mai are două părți care au apărut și de-abia am așteptat să le văd. Prima parte o găsiți, v-am spus, în filmul meu din 2018, videoclipul meu, așa, cu filme din 2018 prezentate. Și acum o să vă spun despre Un prinț de Crăciun, Nunta Regală și Un prinț de Crăciun, Bebelușul Regal. Prea multe nu o să spun pentru că dau spoilere, dar o să vă povestesc așa mare față de ce s-a întâmplat în prima parte, Un prinț de Crăciun. Cam se repetă în fiecare parte, mă refer la faptul că în fiecare parte se pune la cale, adică cineva pune la cale ceva diabolic, nu știu cum să vă explic, să nu vă dau spoilere. În fiecare parte au de descoperit pe cineva cine face ceva rău și chiar nu-ți dai seama cine anume, de-abia la final îți dai seama cam cine poate să fie. În ultima parte, de exemplu, poate să fie bebelușul blestemat. La asta mă refer. Sunt niște chestii prin care ei trebuie să descopere cât mai repede să nu treacă Crăciunul pentru că îi afectează pe ei. Și chiar e un film foarte, așa, te ține în suspans, e... un film romantic, un film amuzant, mai ales în ultima parte unde trebuie să nască, e chiar fain. Așa că vă las pe voi să îl vedeți, pentru că se merită. De-abia am așteptat ultima parte, deci... Al doilea film este Cronicile Crăciunului. Este un film de copii, pentru că aici Moș Crăciun își accidentează Sania și... acești doi frați, doi copii, trebuie să... adică îl ajută, îl obligă pe Moș Crăciun să fie ajutat, îl ajută să, prin muncă, desigur, să salveze Crăciunul. Prin împărțirea cadourilor și așa mai departe. Este foarte fain și foarte amuzant, foarte amuzant. Încă un desen animat pe care eu nu l-am văzut, dar l-a văzut Alex și mi-a spus să vi-l recomand, este vorba despre Klaus și știu că mulți dintre voi l-ați văzut, este pe Netflix, despre Klaus și am înțeles că este un desen educativ, este un desen foarte frumos, realizat. Evident, dacă nu l-am văzut, nu prea știu să vă explic eu mare lucru. Am văzut cât se uita el în mare, dar îl recomand pentru că am văzut că este un desen animat foarte drăguț. Și ultimul film este pe care l-am văzut de Crăciun, este Un bas cu cenușărea sa. Of, un film, bine, nu este cenușărea sa, adică nu este făcut după filmul acesta, dar este ceva asemănător. În acest film, fata lucrează ca și elf. Ea lucrează ca și elf, n-are voie să-și dea jos nici peruca, nici urechile, nimic, pentru că șeful e cam dur și nu-i lasă. Și se angajează un nou Moș Crăciun. Fix un Moș Crăciun... Iar vreau să dau spoilere. A avut ea un accident prin care a ajuns virală pe internet din cauza surorilor vitrege. De asta se numește cenușărea, pentru că are surori vitrege, mamă vitregă, tatăl a murit. Și
Una din surorile acestea vitrege are YouTube, cred, nu știu exact, nu mai țin minte, cred că pe YouTube, și a făcut-o virală făcând-o de rușine și fix în fața acestui tip, dar ea nu știe că Moș Crăciun e acel tip. Acel tip este chiar foarte... Nu o să vă spun, nu vă spun pentru că dau spoilere. Vreau să zic foarte bogat, dar vă las să vedeți filmul, este foarte fain, este foarte romantic și, nu știu, arată că odată ce s-a îndrăgostit de ea, fie ea elf, fie îmbrăcată în orice, s-a îndrăgostit de ea, nu i-a mai păsat nici când și-a dat jos peruca cine este ea. Da, deci ăsta este ultimul film și vă las să vă uitați, o să vă placă, vă garantez. Și nu uitați să vă uitați aici, sau aici, nu știu unde, să apare la cele două videoclipuri în care am mai zis de câteva filme de Crăciun. Și cum am spus, îmi cer scuze că am întârziat cu acest videoclip, dar cât este frig și încă poate să ningă sau chiar a nins, am văzut că multe porți au nins la mine, nu prea mult, foarte puțin. Chiar mi-aș fi dorit să-l trag pe Niclaus pe Sanie, dar nu prea a nins la noi. Dar am văzut că în multe orașe chiar au făcut oameni de zăpadă, ceea ce e wow. Și încă e posibil să ningă. Așa că un film de Crăciun e binevenit lângă foc, cu o cană de ceai sau cafea sau ciocolată caldă, ce vreți voi. V-am pupat și ne vedem la următorul videoclip. Bye!